Procesul verbal privind centralizarea voturilor și atribuirea mandatelor a fost transmis monitorului oficial al României și urmează să fie publicat. În ceea ce privește alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, centralizarea rezultatelor se apropie de final. Astfel, pentru alegerea primarilor și pentru alegerea consiliilor locale din 9 iunie 2024, la nivel național au fost centralizate 99,94% dintre cele 3186 de circumscripții electorale. Totodată, vă reamintim că în Comuna Chețani, județul Mureș, se organizează un nou tur de scrutin pentru funcția de primar în data de 23 iunie 2024 pentru candidații aflați în situație de balotaj, respectiv domnul Bega Daniel Marcel, propus de Alianța FMP Forța Dreptei, și domnul Emil Florin Mocan, propus de Partidul Social Democrat. De asemenea, se organizează un nou tur de scrutin pentru funcția de primar în data de 23 iunie 2024 în Comuna Poșaga, județul Alba, pentru candidații aflați în situație de balotaj, respectiv doamna Popa Aurelia, propusă de Partidul Social Democrat, și domnul Bulgăr Ionel, propus de Partidul Național Liberal. Pentru alegerea consiliilor județene și pentru alegerea președinților consiliilor județene din 9 iunie 2024, vă informăm că, la nivel național, au fost centralizate 39 dintre cele 41 de circumscripții electorale. Biroul Electoral Central va continua să aducă la cunoștința opiniei publice rezultatele parțiale prin publicarea pe site-ul propriu în fiecare zi, până la emiterea procesului verbal final privind constatarea rezultatului pentru alegerile locale din anul 2024.